Să mergem mai departe, să cunoaștem o altă poveste de viață. La cine ne oprim? E vorba de un om, iarăși, care are ceva, ceea ce eu nu am și cred că nu voi avea poate niciodată. Pe de o parte, o vârstă înaintată. Are 83, poate 84 de ani. Un om care a știut să îmbătrânească admirabil. În ciuda dificultăților. În ciuda foarte multor dificultăți. Un om care mi-a marcat copilăria. Un om de care mi-aduc aminte din frage de copilărie legat de anumite predice ale lui sau anumite sfaturi pe care le-am primit. Nu pot să uit, de pildă, într-o seară în care, copil fiind, l-am condus la tren, dânsul mergea la Valea Sadului și eram mai mulți tineri și așa, discuția liniștită pe care a avut-o cu noi. Era un om care se pleca la nivelul nostru, al copiilor, al tinerilor, care știa să fie tânăr, să înțeleagă problemele noastre. Nu era deloc dogmatic, era foarte practic și foarte apropiat de vârsta noastră. Un om admirabil. Vă spun și acum, la 50 de ani, în fața dânsului mă topesc și mă cobor. E un om de toată cinstea. Domnul Dăneață Mircea, din Valea Sadului, tot județul Gorj. Așadar, haideți să cunoaștem și această poveste de viață și credință. Este vorba de povestea domnului Mircea Dăneață. La cei 84 de ani, Mircea Dăneață poate spune că a trecut prin viață, sprijinit de brațul lui Dumnezeu. El își amintește cu drag de vremurile trecute ale copilăriei, în care familia sa l-a învățat să rămână credincios. Tata a vrut să mă facă predicator. Avea el această așa, idee și dorință și în anii 1941, aveam 13 ani, după ce mă botezasem în credință la 12 ani, zice, tată, vreau să te faci pastor, predicator, zicea el, să te faci predicator. Te duc la Brașov, la Institutul Biblic Adventist. A mers la Stupini împreună cu tatăl său, însă costurile necesare continuării studiilor erau mult peste puterile părinților. Cu toate acestea, Mircea a rămas să învețe acolo, urmând să lucreze pentru a se întreține. În locul acela, el l-a cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. La Brașov l-am cunoscut pe Dumnezeu în rugăciune. Era pe lângă fermă un râuleț, un păriaș mai mare, Ghimbășelul. Pe marginea lui era zăvoi și seara când se înnopta, ieșeam din dormitor și mă duceam în zăvoi. Pe mine mă pătrunsese mesajele Evangheliei, mă pătrunsese tratamentul pe care ni-l dădea profesorii. Erau câțiva oameni în care eu vedeam îngeri. Îngeri. E, ăștia m-au trimis pe mine la rugăciune. Pre sfârșitul anului, dar nu se încheiasă anul școlar, al doilea an al meu, vine de la București o comisie guvernamentală și aduce la cunoștința direcției, deci a conducerii școlii, că proprietatea de la Stupini a Bisericii Adventiste a fost confiscată. Visurile lui Mircea au fost spulberate, fiind nevoit să se întoarcă acasă la părinți. Am plecat și noi la gară. Mi s-a așa dăltuit în minte noaptea aia pe la 2, când în căruță mergeam spre, erau 5 km până la oraș, cântam o sfântă școală a tinereții, ce tot mă chem cu glasul lin, e frumos, dar era o
o frază care zicea undeva în mijlocul cântei, dar ah, rămân ducându-ți dorul, dorim de cupa cu lumină. Am trăit pe viu ceea ce cineva spunea, că e mai bine să cazi în mâinile lui Dumnezeu decât în mâinile oamenilor. La mine a fost așa că întâi am căzut în mâinile oamenilor. Deși a fost dezamăgit de oameni, Dumnezeu i-a purtat de grijă. După ce s-a căsătorit, Mircea a devenit inginer forestier și a lucrat ca șef de lot timp de 20 de ani. În trecerea anilor, el a rămas credincios lui Dumnezeu. După căsătorie, Mircea Dănăiaț a avut un fiu, ce i-a înseninat zilele vieții sale. Ceva ce venea din gena lui tata era că mi-aș fi dorit ca întâiul meu născut să fie consacrat Domnului. A fost un copil inteligent. Vreau să vă spun că în clasa a patra a câștigat locul întâi la olimpiadele ce se organizau atunci pe faze printr-o compoziție literară care a luat prima pe fază de școală, a luat prima la faza de județ, a fost la Craiova și când s-a adus la faza națională și a apărut în Scânteia Pionerului rezultatele concursului, a fost cap de afiș. Nu după multă vreme, băiatul a început să-și piardă auzul. Avea numai 15 ani. O singură explicație. La vârsta de 6 ani a făcut o congestie pulmonară. Tratamentul pe care l-a dat medicul pediatru a fost 30 de grame de streptomicină într-o lună de zile, un gram pe zi. Atunci ieșise streptomicina, antibioticele. Atunci ieșise. Și nu se cunoșteau efectele adverse. I-a făcut streptomicină pură. Astăzi, toate tratamentele cu streptomicină, în compoziția medicamentului, intră și alte substanțe care anulează efectele negative. Atunci a făcut pur. Și s-a crezut că streptomicina i-a ucis nervul auditiv. Treptat, cu ani, auzul a scăzut. A făcut școala post-liceală de tehnicien proiectanți în construcție de mașini surd. Nu mai auzea deloc. Deși surd, Gabriel a avut o minte strălucită. El a fost cucerit de știință și a strâns de-a lungul anilor o colecție impresionantă de cărți despre fizică și invenții. Are o mulțime de proiecte trimise la Academie, la forurile care se ocupă pentru invenții și unele din ele brevetate. Unele. Încât zice el că mă furase atât de mult orgoliul ăsta al măririi, încât eu cred că n-aș mai fi rămas la credință. Dumnezeu m-a surzit ca să mă păstrez. Cu timpul, Gabriel a descoperit că avea încă o boală incurabilă, scleroză în plăci. Aceasta l-a ținut la pat încă din anii tinereții sale, dar nu a reușit să-l descurajeze. Deși îndurerat de suferința fiului său, Mircea s-a agățat strâns de brațul lui Dumnezeu, ținându-l și pe Gabi, aproape de cuvântul său. A fost metoda lui Dumnezeu de a mă umili. A fost metoda lui Dumnezeu de a mă ține
pe genunchi. Deși este în vârstă, Mircea nu are timp să se plictisească, ci se ocupă de tot ce a construit în grădină, alături de albinele sale. În plus, în casă, așteaptă să fie îngrijit fiul său. Trebuie să mă duc să-i dau apă. Are ore fixe când se bea apă, are ore fixe când se ia masa, are ore fixe când să fie mișcat. N-am timp liber, dar sunt atât de plin de mulțumire că n-am timp nici să mă plâng. Mircea Dinescu, Mircea Dănăianță, acesta a fost numele celui pe care l-am auzit. În studio se află pastorul Corneliu de Afina. Impresionantă poveste. Impresionantă. Nu știi să te oprești la început să spui ce timpuri au trăit unii oameni. Sau să mergi spre partea a doua vieții și să spui, nu e prea mult. Și să mai spui metoda lui Dumnezeu de a mă menține pe genunchi este exact boala fiului meu. Ce ne puteți spune despre această experiență, despre acest om? Am dorit foarte mult să-l avem și pe dânsul pe cameră, pentru că nu știu cât va mai sta cu noi și nici dânsul nu știe și numai Dumnezeu știe, dar parcă ar fi fost o mare pierdere. Așa o experiență și așa o trăire îndelungată cu Dumnezeu și prin multele greutăți care au fost amintite, foarte puține dintre ele, să fie pierdută. Pentru că aceste experiențe nu sunt doar ale lui, sunt ale dânsului, sunt ale noastre, ale tuturor. Ne pot motiva, ne pot încuraja și ne pot face viețile mult mai ușoare atunci când vedem greul pe care l-au dus alții și totuși au putut să fie senini. Îmi pare rău că nu se poate să... Într-adevăr este senin când pornești la drum având ca bagaj dorința tatălui de a deveni predicator și spune acolo că era foarte greu să ajungi predicator în vremurile acelea. Costurile erau mari. El a muncit la școală și a vrut să-și vadă visul ăsta împlinit. Și dintr-o dată sistemul politic se schimbă și întreaga viața lui se schimbă. Nu e ușor să accepți așa ceva. Da, însă aș dori să spun, Dumnezeu i-a dat o compensație neașteptată, dânsul n-a relatat-o și nu era timp, dar practic o altă schimbare a regimului din 89 l-a readus în ceea ce și-a dorit din tinerețe, adică a fost chemat. Și ultimii ani a fost din nou pastor sau și-a împlinit, să zic, măcar în parte. Mi-aduc aminte de ziua în care el a părăsit apoi definitiv lucrarea de pastorație. A adresat un cuvânt de mulțumire pentru cei care i-au permis ca să trăiască măcar ultima parte a visului său. Măcar atât. Bun, partea a doua pe care am urmărit-o așa ca încărcătură emoțională, cea a bolii fiului, este foarte, foarte greu de văzut, dar minte și de trăit. Cu toate astea, deși se vede suferința întipărită pe fața lui, nu pot să nu remarci și liniștea, pacea care izvorăsc dintr-o experiență puternică cu Dumnezeu, câștigată așa cum spune pe genunchi. Cum vi se pare? De ce trebuia? Chiar are dreptate când spune că metoda lui Dumnezeu este aceea de a mă ține pe genunchi prin suferință? Sunt unii oameni mai altfel decât alții, adică dânsul recunoaște în el cu ocazia aceasta o mare păcătoșenie. Deci nu s-ar fi putut supune și de asemenea și fiul spune cam aceeași idee. Aș fi fost probabil un mare om de știință, mi-aș fi atins toate țintele profesionale, dar cred că s-ar fi însemnat colapsul credinței mele. Nu aș fi mai fost lângă Dumnezeu. Cum să împaci? Adică nu se poate să ai succes, să-ți meargă bine și să fii lângă Dumnezeu. Trebuie neapărat să ai o asemenea suferință. Deci după ce că a surzit, scleroză în plăci. E mult, e mult. Ce să zic? De aia zic că sunt oameni care au ceva ce eu nu am.
prietenului Iov n-aveau suferința lui și 7 zile au tăcut. Da. Sigur că noi nu o să tăcem aici, dar e greu să vorbești. Cred însă că dânsii, sau și nenea Mircea și Gabi, în singurătatea relației lor cu Dumnezeu, poate că au pus această întrebare pe care în public eu n-am auzit-o, deși i-am cunoscut și îi cunosc foarte bine. Adică de ce Doamne, de ce tocmai mie? Sunt atâția oameni care pentru niște nimicuri se plâng și de ce tocmai mie, că eu am fost bun. Iar oamenii aceștia, glasul lor zice într-o cântare, nimeni să nu-ți vadă plânsul. Nu le-am văzut plânsul, nu le-am auzit gemetele. Dar poate că în singurătatea, eu știu cum spunea nenea Mircea, retragerii lor în natură, au pus această întrebare și cred că pentru dânsii a venit un răspuns de genul acesta. Și Pavel spune odată că din pricina unor strălucite descoperiri, Dumnezeu a compensat și printr-o încercare care a fost îngăduită, pentru ca nu cumva el să câștige mii pentru Dumnezeu și tocmai el să fie pierdut. Știe Dumnezeu să păstreze oamenii aproape de inima lui pe căile pe care el le alege. Trăiesc singuri? Adică soția? Soția lui nenea Mircea este împreună cu dânsul, sigur, și dânsa o femeie în vârstă. E cel mai în putere, e soția lui Gabi de asemenea, sigur și ea cu problemele ei. Gabi are 2 copii care sunt la Timișoara, au terminat facultăți, lucrează acolo. Într-un fel sunt din acest punct de vedere singuri, așa cu durerea lor, cu necazul lor, dar cu o demnitate pe care numai Dumnezeu o alimentează, pentru că un mâine nu există decât în mâna lui Dumnezeu. Nu poate fi găsită o altă soluție omenească decât în grija pe care nu poți înțelege, dar în care crezi din toată inima că Dumnezeu va lucra. Știți ce mi-a mai atras atenția? Zicea, sunt așa de ocupat că nici n-am timp să mă vait. Ori asta să fie metoda pentru a elimina văicărelile din viața noastră. Când l-am auzit, am rămas uimit. E foarte conștient de faptul că pur și simplu felul în care are viața creionată și umplută, nu-i, toate acestea nu-i dau voie să se gândească la dificultăți, să se plângă. L-am auzit la o mormântare, dânsul a prezentat necrologul și a zis așa că în 2 cuvinte, viața bătrânului care plecase dintre noi, se poate concluziona în felul acesta, misiune îndeplinită. Omul acela spunea, și-am deplinit misiunea. Cred că și el visează la un astfel de titlu și lucrează la el. Vrea să-și îndeplinească misiunea, așa cum i-a fost ea încredințată de Dumnezeu. Nu permite să intre în viața dânsului lucruri pe care simte că nu le-ar mai putea duce. Dar atunci când acceptă ceva, am vrut să facem am stabilit o tabără de tineret la dânsii, s-a gândit, lasă-mă să mă gândesc cât poate și dacă poate duce, și atunci când s-a angajat și e verde, atunci totul intră în program și totul se va împlini. E înțelepciunea după care și eu tânjesc. Din păcate, asta e viața pământească, scoate pe tușă. Omul poate când e cel mai plin de bagajul acesta al înțelepciunii, dar știm că înaintea lui Dumnezeu nimic nu se pierde și cei care nu mai sunt, de fapt, și așa că, de fapt, nu se pierde nimic. Totul va fi păstrat pentru veșnicie.